Aerul de primăvară este tot mai prezent la Târgu Mureș. Ca în fiecare an, în centrul orașului și nu numai, cei care au muncit în ultimele două luni și-au expus marfa și speră la vânzări cât mai mari. Diferite modele și suntem de două zile. Și de cât, cu cât timp înainte vă pregătiți pentru ziua de 1 și 8 martie? Cel puțin o lună. Unii dintre ei au venit doar cu flori, pe care le-au achiziționat de la serele mureșene. Ieri am primit marfa. Și câte flori aveți aici? Aici? Da. Dar să vă zic că 300 de trandafiri, așa. 300 de garofe. Dintre toți comercianții ne-au atras atenția trei tineri care nu își cumpără materialele, ci le fac singuri. Este vorba de felicitări desenate și pictate manual și mărțișoare cu drepturi de autor, ce ne-au trimis cu gândul la copilărie, la primii ani de școală și la cadourile făcute mamei. Noi folosim cartonaș colorate, deci floricelele astea se numește quilling, ca și lucrare, da, tehnică, da. Astea sunt magneți de frigider, prevăzut cu șnur, că e apropie 1 martie. Avem mărțișoare, asta din ceramică, e pictat manual. Restul vecinii au cu ghiciuri, cu aur, cu, no. Cu alea sunt obișnuite oamenii. Asta e ceva mai special. Mărțișoarele, florile și felicitările le veți găsi în centrul orașului până pe data de 8 martie. În funcție de buzunarul fiecăruia, dar și de produsele expuse, comercianții vor pleca acasă cu un profit frumușel.